Alertă de ploi în toată țara, dar și temperaturi de vară. Aflăm mai multe de la meteorologul Oana Păduraru. Bun, doamnelor și domnilor, avem parte de intensificare ale vântului în vestul țării, dar și în zona montană, iar în acest sens a fost emisă atenționare meteorologică, cod galben, pentru zona Banatului, sudul Crișanei, dar și zona Carpaților Meridionali, unde vor fi intensificări ale vântului până vineri seara la ora 21. Ne așteptăm la rafale de 55-65 de km pe oră în zonele joase de relief, iar la munte, mai ales pe creste, se vor depăși 70-80 de kilometri pe oră. Vor fi și ploi în extindere ca arie începând din partea de vest și de nord-vest a țării. Ziua cu un grad mai ridicat de instabilitate atmosferică va fi cea de sâmbătă, când în partea de sud-est a țării, mai ales seara și noaptea, vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil chiar și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor putea depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Și duminică ne așteptăm la ploi, în special în jumătatea estică a țării, dar de luni încolo vremea se va ameliora din punct de vedere al ploilor. Temperaturile deocamdată sunt în creștere, mâine ajungem la valori foarte ridicate în toate zonele țării, cu mult peste cele normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 18 și 28 de grade și temperaturi ridicate și noaptea între 5 și 18 grade. Noaptea și dimineața în zonele joase de relief vor fi condiții de ceață.